Barcelona oferă 80 de milioane de euro în schimbul unui super fotbalist, în schimb catalanii sunt dispuși să renunțe la unul dintre cei mai importanți fotbaliști. Juventus Torino încearcă o nouă lovitură pe piața transferurilor, în timp ce Pep Guardiola deja i-a găsit un locuitor lui Zinchenko. Dragi prieteni, acestea sunt doar câteva din titlurile videoclipului de astăzi, pentru că avem multe transferuri interesante în acest video, dar înainte de a începe, am aprecia enorm dacă ați apăsa pe butonul de like și abonare, pentru că asta ne ajută enorm. Barcelona se află într-o situație financiară destul de dificilă, dar continuă campania de transferuri. După perioada de mercat foarte activă, catalanii doresc să-l transfere și pe Bernardo Silva, jucătorul celor de la Manchester City. Bernardo Silva este un mijlocaș care se potrivește perfect stilului impus de Xavi, acesta este un mijlocaș extrem de tehnic care pasează perfect, dar care este foarte scump. Se pare că cetățenii cer 100 de milioane de euro, în timp ce Barcelona ar vrea să ofere maxim 80 de milioane de euro. A devenit o tradiție ca Wolverhampton să aducă fotbaliștii portughezi și destul de scumpi. De data aceasta, lupii au reușit cel mai scump transfer din istoria clubului, plătind 45 de milioane de euro în schimbul lui Mateus Nunes, fotbalist dorit și de Liverpool. Ultima dată când Wolves a băgat atât de mulți bani într-un jucător a fost atunci când l-au adus pe Fabio Silva, care din punctul nostru de vedere a fost un transfer total eșuat. Însă poate cel al lui Nunes va fi mai inspirat. Nunes joacă la Sporting încă din 2019, iar acum a ajuns la maturitate, fiind cotată la 35 de milioane de euro la doar 23 de ani. Manchester United este într-o situație horror. Echipa de pe Old Trafford a început cu două înfrângeri acest sezon de Premier League, iar antrenorul Erik ten Hag vrea neapărat încă un atacant, iar oficialii clubului fac eforturi să găsească o soluție. Presa engleză anunță că Manchester United este pregătită să facă o ofertă de peste 50 de milioane de euro pentru atacantul brazilian al lui Atletico Madrid, Mateus Cunha. Cunha este un brazilian talentat, dar care din punctul nostru de vedere nu poate să schimbe fața lui United, care are nevoie de mai multe întăriri. O altă țintă a lui Manchester United este Casemiro de la Real Madrid, un fotbalist care ar putea cu adevărat să ajute echipa. Casemiro este unul dintre cei mai buni mijlocași defensivi din ultimul deceniu, acesta câștigând o mulțime de trofee pe Santiago Bernabeu, făcând un trio de legendă la mijlocul terenului împreună cu Kroos și Modric. Casemiro este cotat la 40 de milioane de euro, iar dacă ar ajunge pe Old Trafford, ar fi coleg din nou cu Rafael Varane și Cristiano Ronaldo. După aducerea lui Pogba sau Di Maria, Juventus Torino mai vrea să aducă un star la echipă care să-l facă uitat pe Paulo Dybala, care a ajuns la AS Roma. Este vorba despre Memphis Depay, un fotbalist de care Barcelona nu are nevoie, fiind deja o mare aglomerație până atacul catalanilor, unde mai mult ca sigur Lewandowski va face legea. Negocierile între cele două echipe deja a ajuns într-o fază finală, chiar Depay ar putea primi un salariu de 5 milioane de euro pe an la bătrâna doamnă și, în opinia noastră, acesta poate să umple locul lăsat liber de starul argentinian. După aducerea lui Pogba sau Di Maria, Juventus Torino mai vrea să aducă un star la echipă care să-l facă uitat pe Paulo Dybala, care a ajuns la AS Roma. Este vorba despre Memphis Depay, un fotbalist de care Barcelona nu are nevoie, fiind deja o mare aglomerație până atacul catalanilor, unde mai mult ca sigur Lewandowski va face legea. Negocierile între cele două echipe deja a ajuns într-o fază finală, chiar Depay ar putea primi un salariu de 5 milioane de euro pe an la bătrâna doamnă și, în opinia noastră, acesta poate să umple locul lăsat liber de starul argentinian. Alexandre Zinchenko, fundașul stânga de bază al lui Manchester City, a fost cedat de conducerea de pe Etihad la Arsenal pentru 35 de milioane de euro.
Pep Guardiola s-a mișcat repede și a găsit deja un locuitor pentru fotbalistul ucrainean, numele acestuia fiind Sergio Gomez. Spaniolul în vârstă de 21 de ani, născut la Badalona și cotat la 10 milioane de euro, a fost prezentat ieri la Manchester City. Gomez a fost achiziționat pentru 13 milioane de euro și a semnat un contract valabil pe 4 ani cu formația de pe Etihad. Pe axa Chelsea-Barcelona s-ar mai putea oficializa niște transferuri. Chelsea peste disperată să aducă un atacant la echipă, iar Aubameyang este una din cele mai bune soluții pe care londonezii le au. Barcelona cere 25 de milioane de euro în schimbul gabonezului venit liber de contract anul trecut, însă Chelsea vrea să-l ia mult mai ieftin și chiar este dispusă să-l ofere pe Marcos Alonso pe Camp Nou, fotbalist dorit cu insistență de Barcelona până această perioadă de mercato. Momentan, ambele transferuri sunt în negocieri intense și așteptăm ca în următoarea perioadă să aflăm și rezultatele acestor discuții. Jurnaliștii francezi au anunțat că șefii lui Nice își doresc să obțină împrumutul lui Nicolas Pepe de la Arsenal. Atacantul de 27 de ani are contract cu londonezii până în 2024, dar mutarea pare șanse să se realizeze. Ivorianul, care a mai jucat la Angers, Orléans și Lille, este interesat de revenirea în Ligue 1, iar conform Footmercato, oficialii pe echipei lui Mikel Arteta sunt dispuși să negocieze pentru transfer. Din păcate pentru Arsenal, Pepe s-a dovedit a fi un transfer extrem de slab, iar o despărțire de acesta ar fi benefică pentru toată lumea, chiar dacă tunarul va ajunge la Nice, acesta va fi coleg chiar cu Rare și Lie. Terminăm videoclipul cu o bombă pe care PSG ar putea să o dea în această vară. Francezii vor un alt superstar în atacul deja aglomerat, este vorba despre portughezul Rafael Leao, care este și pe lista lui Real Madrid. În vârstă de 23 de ani, Leao este cel mai valoros fotbalist al campioanei Italiei, fiind un star pe San Siro, unde se simte foarte bine. Acesta are contract cu AC Milan până în 2024, având o cotă de piață de 70 de milioane de euro și cred că ar fi înlocuitorul perfect pentru Neymar dacă acesta va pleca de la PSG. Acestea au fost și ultimele noutăți de pe piața transferurilor. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să apăsați pe clasicele butoane de like, abonare și share. Iar pentru cei ce doresc să ne ajute canalul și mai mult, pot deveni membri sau pot apăsa pe acel buton de mulțumire. Salut!